România cântă rock! Salutare, bine ați revenit la un nou episod astăzi, recenzi din album. Eu sunt Alexandru Arnăutu Vraciu și astăzi voi povesti pe scurt păreri, opinii, gânduri despre albumul formației Scarlet Aura, rock în sânge și voință! Este cel mai recent material discografic al formației, apărut în 2023. Coperta este foarte sugestivă, simplu și cuprinzător. The Horns! Mă face tot timpul când la albumul ăsta la copertă să-mi aduc aminte de Ronnie James Dio, de semnul pe care l-a învățat bunica lui când era copil. Coperta albumului este creată de Costia Zuiței de la Next Level Tattoos. Grafic designer Tatiana Șubina. Așa, fotografiile, pozele de pe aici, de pe copertă, de pe acest inlay cover, sunt, eu pe aceste poze frumoase, ei sunt Scarlet Aura, Aura Dănciulescu, Mihai Dănciulescu, René Nistor și Spas Markov la tobe. Ok, sunt 10 melodii, compoziții proprii, de această dată în limba română și mi-a fost foarte ușor să ascult albumul ăsta. L-am primit cadou anul trecut de ziua mea, în cadrul unui spectacol de stand-up aniversar. M-am avut plăcută surpriză să mă trezesc cu scarleții la spectacolul meu și am primit cadou de la ei CD-ul, tricouri, cea mai bine cărțile pe care vreau să le citesc în vara asta, o pană de chitară și cum se numește, știți cum au tenismenii aici la mână, o broșă de aia ca să nu transpir la chitară, știi? Tot cu Scarlet Aura, un patch, super fain. Albumul este apărut la Universal Music, România. Iarăși, fiind foarte mult pe roșu, mi-aduce aminte de albumele anilor 80, gen Exodus sau Slayer sau Metallica, știți, coperțele alea din 83, Kill 'Em All și Show No Mercy, care erau pur și simplu roșu, era foarte evident. Ok, avem și un bonus track, avem un cover după formația Spin la Ploaia. Rock în sânge și voință e prima melodie, rock în sânge și voință, probabil știți sau nu. Aura Dănciulescu are o voce foarte puternică și îmi place foarte mult că avem o formație bună de heavy metal cu o voce feminină. Cea mai multe trupe, chiar și în străinătate, dar și la noi în țară, majoritatea au frontmen, a bărbați. Și pentru o trupă să ai o tipă la voce și să sune foarte bine, este un pariu câștigat, un succes. Ea face și growl în același timp, Aura are foarte multă tehnică vocală, adică schimbă vocile, inclusiv acute. M-am speriat când am auzit la Ranger și Demon partea aia cu interesant. Chitara sună foarte bine, chitara lui Mihai Dănciulescu ca și sound, ca și efect, solourile sunt virtuoase, dobele foarte interesante, aud foarte multe pedale duble, ceva mai balansat în comparație cu celelalte albume, albumele alea mai power, care erau mai cred că asta e singura chestie care nu-mi place la anumite formații de power metal, gen Halloween sau Gamma Ray sau Blind Guardian, pasajele alea non-stop de galopul ăla, agresivitatea asta. Rock în sânge și voință, sunt câteva melodii de pe albumul ăsta preferate, cum ar fi Regina Nopții, refrenul ăla. Eu sunt Regina Nopții, buzir, te chema la mine. Îngeri și demoni, din nou, subiectul mare parte pe albumul ăsta, mesajele sau texte, versurile, sunt împărțite așa între două subiecte mari. Avem, pe de-o parte, mitul biblic, partea asta între lupta între bine, rău, înger, demon, esența, aparență, e foarte interesantă și cuprinsă în versuri. Pentru asta va trebui să citiți articolul care urmează să fie postat pe revista Psyche, PSYCHE. Acolo voi dezvolta mai mult partea de versuri sau voi avea o recenzie mai academică, ca să nu spun elevată. Aici pur și simplu îmi dau drumul la orice prostie îmi vine la gură, efectiv. No brain filter. Da, deci, blestemul sfinților, Regina Nopții,
Sunt melodii în zona asta, e îmbinată partea de credință, judecata de apoi, merg în zona asta în mână cele trei melodii, Îngeri și Demoni, Blestemul Sfinților și Regina Nopții. Blestemul Sfinților, a treia melodie de pe acest album, îmi place foarte mult pasajul ăla de pre-refren. Nu pre-refrenul, refrenul. Să ne ferim de blestemul Sfinților. Pasajul ăsta este foarte old school, heavy metal, așa în sunetul meu, după auzul meu, după gustul meu muzical. Să ne amintim de blestemul Sfinților. Îmi aduce aminte chiar și de piesa asta de la Merciful Fate, Curse of the Pharaohs. Ok? După aia avem melodiile gen Rock în sânge și voință, România cântă rock, care cumva instigă, vine așa ca un strigăt față de public. Bă, hai, e bine România, chiar dacă peste tot sunt numai grătare și numai manele și din orice mașină auzi muzică populară, chiar dacă rockerii sunt foarte nișați și un gen de muzică care, din păcate, nu este foarte promovat în ultima perioadă la radio și la TV, noi ăștia puțin care suntem, putem să lăsăm diferențele la o parte, că unul că ascultă goth, că altul ascultă glam, că celălalt ascultă thrash sau unul efectiv ascultă doar formațiile la modă, aceleași trei. Contează că ascultăm genul ăsta de muzică și să ne unim și să fim mult mai vocali pe chestia asta, în ceea ce privește comunitatea rock și metal. Deci melodiile astea, rock în sânge și voință, România cântă rock, uniți până la moarte, merg în zona asta de unitate a comunității rock, care există sau nu prea se face vizibil câteodată. Cupletele în vânt, veteranii, sunt melodii în zona de motociclete, biker, tatuaje și așa mai departe. Versuri, de exemplu, ca tăcuți și sfioși în ei, lumina pământului, alții se sting în ei, suntem noi suntem focul. Refrenul ăsta e foarte interesant și important la veteranii. Pe motor, sub legământ nemuritor, ridică-te sub soarele strălucitor, ridică-te pentru pace și onoare, moarte veteranul n-are. La România cântă rock, spilcuim așa câteva versuri. Strofă, nu am rămas prea mulți cu rockul în sânge, dar nu ne învățați voi cum să fim, că cerifurile în suflet noi le strângem, câțiva mai suntem azi, dar ne unim. Iată, tot ce am zis eu. Haide acum, nu renunța, România cântă rock. Sunt melodice și foarte catchy, te prind cu ușurință refrene. Și le poți cânta. Adică sunt, clar, sunt refrene sau pasaje scrise pentru public, pentru a cânta împreună cu publicul. Ok, din nou poza cu cei patru scărleți. Cupletele în vânt, am zis că aici e cumva și partea asta că timpul trece. Probabil la un moment dat foarte mulți care au iubit genul ăsta de muzică au familii sau sunt stresați de partea asta a vieții cotidiene și uită sau nu mai vin la concerte sau poate le e dor de geaca aia de piele sau de părul lung sau înțelegeți? Societatea, viața, la un moment dat face aceste schimb, din păcate. Și despre asta e vorba în melodia cu pletele în vânt. Timpul trece, dar nimic nu ne desparte din mine, tu faci parte. Frumoase și versurile astea. Fiem ăsta mare legământ, până pierd aici sunt și am să vă cânt. Ascultăm vocea, ăsta e jurământ, geaca de piele și cu pletele în vânt. Aripi pentru toți. E, pot să-i spun așa, balada albumului. Este o melodie interesantă în ceea ce privește cei ce vor fi. Știu că aripi pentru toți, sper să nu greșesc, se numește și asociația din care fac parte Aura și pe partea asta cu copiii. Învață copiii despre muzică și i-am văzut în anumite poze cum mai vin și cu chitara și vine și Rene cu basul și îi introduc în zona asta de muzică și educație frumoasă pe care o oferă copiilor. Nu știu foarte multe detalii despre Aripi pentru toți, dar melodia e oarecum așa, e foarte în zona asta de baladă, îți oferă anumite emoții când mă asculți. Aripi pentru toți, să-mi crească trup de vânt. Aripi pentru toți, pentru toți, să zbor peste pământ. Ceva genul ăsta. Și îmi plac strofele, în spate la totul, visele mele reaprind focul. Este un motiv al focului constant în versurile trupei Scarlet Aura.
atinse din dor, în strălucire niciodată nu mor. În inima mea port amintiri cu privirea ta, ce lume nebună, vom reuși, vom rămâne împreună. Această este întrebarea, dacă vom reuși și vom rămâne împreună, dragii mei. Bun, sunt eu o umbră, este o piesă așa mai mată, mai cu galop, mai cu pedală lungă, spilcuim și de aici prima strofă. Gândul mă atrag, gândul mă împing, gândul mă apasă. Toate mă dor, toate mă ard, toate mă seacă. Asta e apropo de stresul zilnic, da, de nebunia asta care ne conjoară. Firul vieții ușor se scurge, mă seduce. Cu buzele-i dulci, vise de șarte otrăvite. Mă caut să vezi, nu-ți vine să crezi, este reală. Pasul meu greu la tine, în care eu, creatura ideală. Interesant. Zadarnic mă zbat, n-am capul plecat, fă bine și pleacă. Asta e vorba despre partea asta, cumva, energia comună a rockerilor de a da din coate, de a răzbi și de a fi cumva mai înfocați, așa, mai plin de viață și de a lupta cu tupeu în fața vieții. Pasul meu greu la tine în care o creatura ideală, ok, zadarnic mă zbat, n-am capul plecat, fă bine și pleacă, înger și demon, sfânt și drag vor să mă facă. Din nou, motivul ăsta pe care îl întâlnim în versul cu înger și drag și ce-am povestit eu, bine, rău, alb-negru. Interesant. E un album foarte bun pentru ceea ce înseamnă heavy metal-ul din ultimii 5-10 ani chiar. Vă recomand să-l ascultați. Sunt foarte curios care este părerea voastră despre formația Scarlet Taura, trăgând așa o mică concluzie, o linie. Vă invit să vă abonați și pe canalul meu de YouTube, dacă n-ați făcut-o până acum, este doar la un click distanță, să atingeți și notificările pentru a primi clipurile următoare, episoadele următoare din podcasturi, vom avea și în continuare episoade cu fiecare album în parte pentru formația Scarlet Taura, din discuția cu Aura Dănciulescu. Intrați și pe paginile lor, Scarlet Taura, și dați-le follow, mergeți la concerte. Nu uitați în secțiunea din comentarii să îmi scrieți care este piesa voastră preferată de pe acest album, care este melodia preferată cu Scarlet Taura, ce părere aveți despre formația Scarlet Taura. Până data viitoare, eu sunt Vraciu în continuare și ce să vă spun? Ceaca de piele și cupletele în vânt!